sau Srbivița Dacici, problema minorității românești din Serbia, precum și teme de dezvoltare economică și de colaborare între cele două țări. Problema drepturilor românilor din Serbia nu trebuie să afecteze drumul european al țării vecine, a subliniat premierul Victor Ponta. Am asigurat guvernul Serbiei de sprijinul total. Așa, mai zi niște de-astea. Uite, de exemplu, preferatul tipții mele. Economice spune situri. Humanitarni poeti, nasitul partnerskul, krva, socijalnoto ukrivane, na čitalištu toke i korenoto, dupacatelstvo, zasilne, kova, partnerskul. Roma Alexandrovci se izlize, kako oblaže celome bibliotekite poveni. Și două de rezoluții ce reprezintă pilonii pentru bună funcționare a Uniunii Europene. Președintele reales al PPE, Wilfried Martens, a declarat că pentru a ieși din criză, Europa trebuie să pună mai mult accent pe crearea de locuri de muncă pentru tineri și pe creșterea competitivității. Ca noutate, unul dintre cei 10 vicepreședinței PPE este pentru prima dată un român, respectiv viceliderul PDL Anca Boagiu. Fostul șef al Autorității de Reglementare și Monitorizare a Achizițiilor Publice, Cristina Trăină, a anunțat ieri că va ataca în instanță raportul Corpului de Control al Premierului, în care este acuzată de nereguli privind achiziții publice. Ea a apreciat că noua conducere a autorității este vinovată de rezultatele contractelor, cel puțin în cazul primăriei sectorului 3. Declarațiile fostului șef al NRM-PAP, Cristina Trăină, vin după ce tot ieri guvernul a anunțat că a finalizat controlul activității fostei conducerii autorității, iar concluziile arată că aceasta a încălcat legea când a atribuit mai multe contracte. Zeci de mii de greci au ieșit în stradă în încercarea de a convinge liderii europeni reuniți la Bruxelles că austeritatea nu e o soluție pentru o țară care se afundă în recesiune.